Președintele Consiliului Județean Mureș și primarul din Târgu Mureș sunt urmăriți penal de procurorii DNA. Cei doi aleși sunt acuzați pentru luare de mită, spălare de bani și trafic de influență. DNA susține că președintele Consiliului Județean Mureș, Ciprian Dobre, a săvârșit infracțiuni de spălare de bani, luare de mită și s-a folosit de autoritatea pe care o deține în scopul obținerii de foloase. Totodată acesta ar fi emis un număr de 5 hotărâri care au vizat concesiuni de terenuri și studii de fezabilitate pe care le-a aprobat în sprijinul unui om de afaceri. În același context, acesta a acceptat suma de 120.000 de lei într-un cont personal destinat acestor tip de încasări. Nici primarul orașului Târgu Mureș nu a scăpat. Au fost dispuse urmăriri penale asupra edilului Florea, care a fost complice la luare de mită și spălare de bani. Primarul a sprijinit un om de afaceri în interesele financiare ale acestuia. În ciuda acestor acuzații, edilul Dorin Florea n-a renunțat la candidatura pentru al cincilea mandat. Mai mult, președintele Consiliului Județean, Ciprian Dobre, a declarat că susține decizia primarului.